Bună dimineața, oameni buni! Bine ați venit la a cincea zi de conferință a Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. 5 zile la rând s-a vorbit despre afecțiuni autoimune și ați învățat, și dacă n-ați învățat, aveți videourile pe pagina Asociației și le puteți vedea oricând, mai ales în zilele astea libere care au venit, ați învățat despre cum anume să ne ținem boala sub control. Astăzi, același lucru se va întâmpla într-o metodă mai relaxată, mai ajutată de lucruri care ne înconjoară, pentru că este, ce credeți, vineri. E vineri și boala se ține sub control și cu mișcare, așa că prima prezentare a zilei de astăzi este a familiei Gabriela și Cristian, a Irinei de la Da și Eu Pot. Gabriela este pacientă cu diabet de tip 1, Cristi este cel care o trezește când are hipoglicemie, o să vedeți, o să vă punem noi un live pe care l-au avut ei, un link cu live-ul, și o să vă povestească despre mișcarea în diabetul de tip 1. Știți, diabetul de tip 1 este o afecțiune autoimună. Apoi de la 10 și 15 despre donații de medicamente, despre procedura de nevoi speciale, ne explică avocatul, și avocatul este doamna Aurora Enache. De la 11 și 15 vorbim despre dezechilibrele alimentare și factorii declanșatori ai bolilor cu nutriționist, firește, că nu vorbim de capul nostru. De fiecare dată Rozi, președintele Asociației APA, Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, aduce specialiști să vă explice despre asta. Iar de la 12 este o masă rotundă, este un loc de întâlnire, așa cum până acum o făceau membrii APA și eu mă număram pe acolo că filmam, în offline, acum o facem online. Așa că, important, dacă vreți să vorbiți unii cu alții și vă e dor unii de alții, intrați pe linkul din Zoom pe care l-ați primit. O să-l punem și în comentarii în timpul prezentării lui Gabi și Cristia Irinei. Dacă însă nu vreți și vreți să ascundeți telefonul sub birou că sunteți la muncă, vă înțelegem foarte bine, vă uitați pe Facebook și puneți întrebările pentru cei care vorbesc acolo. Este ultima dintre zilele conferinței naționale a Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, care anul acesta, asociația, împlinește 10 ani de existență. Așa că o las pe președintele ei, pe Rosalina Lepădatu, să vă spună două vorbe în debutul ăsta. Bună ziua, bună dimineața! Mă bucur să ne revedem și astăzi. Avem, așa cum a spus Lucian, teme interesante. Invitați apropiați de sufletul nostru, pentru că astăzi avem o zi mai cu mai puțină informație medicală, dar vorbim despre socializare, vorbim iarăși despre cum să ne depășim, să depășim problemele ridicate de boală și să putem să facem în continuare ceea ce ne dorim. Și foarte important, o avem pe Gabriela Codruța Nedelea lângă noi, care ne va vorbi despre ce e bine să mâncăm și cum e bine să mâncăm. Ea a fost și anul trecut la conferința noastră și a avut o prezentare interesantă. Continuăm seria cu alimentația sănătoasă. Așa că, iar apoi o să socializăm, apoi o să mă muci eu pe platformă cu voi, ca să stăm cu toții la un loc și să povestim și să ne bucurăm și să ne să ne bucurăm de prezența unii și alții. Pentru că, așa cum am zis de-a lungul acestor zile, mi-e tare dor de voi. Da, să nu mai lungim vorba, să le dăm posibilitatea lui Gabriela și lui Cristi să-și înceapă prezentarea. Bună dimineața și mulțumim mult pentru invitație. Bună dimineața tuturor! La mulți ani, APA! 10 ani! Mulțumim! Și vouă vă mulțumesc că sunteți alături de noi și am făcut multe proiecte frumoase împreună și sper să mai facem și de acum încolo. Este întotdeauna o plăcere, pentru că ai fost printre puținii care au fost alături de noi de la început, când aveam nevoie. Noi am creionat așa și o prezentare în care ne lăudăm, îmi place mie să spun, cu ce am făcut și ce continuăm să facem. Sunt multe poze, nu o să plictisim, sper.
nu durează nici foarte mult. Ce putem să spunem despre noi este faptul că suntem o asociație la început, încurajată de tine să fim asociație și să mulțumim pentru asta. Încă o dată ai fost alături de noi. Asociația, dar și eu pot, este rezultatul unor experiențe personale. Suntem doi oameni obișnuiți, cu poftă de viață și de aventură. Mă scuzați în spatele meu, mă anunț glicemia că a crescut puțin peste limite, dar nu este nicio problemă. Ce facem noi? Încercăm să încurajăm persoanele cu diabet și nu numai cu diabet, în principiu persoanele boli cronice să facă mișcare atât cât pot, atât cât le este permis, să nu le fie teamă de diagnostic, să-și accepte suferința și să încerce să se mențină sănătoși. Pentru ce mă cunoaște, sunt Gabriela Aine, o persoană dulce de 18 ani. Am majorat în ăsta, nu? Da, și pot să spun că sunt prima femeie din România, prima persoană cu diabet tip 1 care a făcut turul României pe bicicletă. Ce înseamnă asta? Aproximativ 3.000 de kilometri pe granița României în 30 de zile. Ce vedeți în fotografii sunt poze de la, din turele noastre. Trecem prin zone anunțate în prealabil, suntem așteptați, oamenii vor să ne însoțească. Este extraordinar. O să te las pe tine, Crisi, să spui mai departe. Să mă laud mai departe. Păi, dintre acțiunile pe care le-am făcut, exact cum spunea Gabriela, cred că cel mai important a fost turul României pe bicicletă în 2017. Apoi, sincer, n-am crezut că o să ajungem să continuăm. La început a fost doar așa, o idee, o aventură, dar văzând că suntem urmăriți și că am fost, mai ales Gabriela, a fost un exemplu, pentru că în turul României ne întâlneam cu foarte mulți oameni care ne-au încurajat și atunci am zis că trebuie să continuăm. 2018 a însemnat un alt tur cu bicicleta, am făcut interiorul Carpaților, pe urmă am participat la ture puțin mai scurte, să zicem, dar a însemnat și începerea unor programe de educație și a fost acces la viață, acces la sănătate, când am fost în 11 școli din județul Giurgiu și am vorbit copiilor despre diabet, despre recunoașterea diabetului sau prediabetului, despre nutriție, despre mișcare, despre un stil de viață sănătos și de ce nu despre voluntariat, că și ăsta a fost un punct pe care am încercat să-l atingem și să-i încurajăm să se implice în cauze diverse. Apoi a fost o ediție foarte reușită din punctul nostru de vedere, Provocare și Voință s-a numit, unde am avut un sprijin important din partea APA și al lui Rosalina și am avut alături de noi, am avut niște oameni mari, spunem, credem noi, a fost Tibiu Șeriu, care ne-a vorbit despre voință, de fapt despre asta este vorba în ce facem noi. Am avut și pe Rodi, care este un pacient cu diabet tip 1, este scoțian și care a fost pe locul 2 la acea cursă importantă pe care a câștigat-o Tibiu Șeriu, 6633 Ultra Arctic. Dar l-am avut alături de noi și pe Radu Poltinanu, care este un aventurier care a făcut Americile pe bicicletă. Tocmai atunci terminase această tură de 30.000 de kilometri și s-a alăturat nouă în acest eveniment. În 2019 am zis să traversăm România de la est la vest și a fost o tură de 1.000 de kilometri pe vest. Apoi am fost invitați de un club din Bulgaria să pedalăm pe malurile Dunării. Au fost 680 de kilometri în 5 zile. Destul de grea această tură pentru că au fost destul de multe urcări, iar Gabrielei, o și vedeți după mimică, nu-i plac deloc urcările.
O să ne întrebați de ce facem asta, pentru că, în primul rând, Gabriela îi face bine mișcarea și persoanelor cu diabet face bine să facă mișcare. Și asta încercăm noi să promovăm, mișcarea în rândul persoanelor care au o afecțiune și, bineînțeles, medicul trebuie să permită să facă acest tip de mișcare. Am sintetizat un pic ce s-a întâmplat în turul României, pentru că, într-adevăr, a fost una dintre cele mai importante ture pe care am făcut-o. M-am trecut acolo în prezentare niște cifre, am semnat 26 de zile de pedalat efectiv, am avut doar 4 zile de pauză, adică 135 de ore petrecute în șaua bicicletei. Pe toată perioada turei am observat că glicemia Gabrielei s-a stabilizat, să zicem. La început a scăzut și pe măsură ce pedalam am constatat că dozele de insulină au scăzut foarte mult. Am vizitat 21 de județe și ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni, ceea ce a fost un prilej foarte bun să vorbim și să facem cunoscut cauza noastră, pentru că atunci, în 2017, noi pedalam pentru a strânge bani pentru a ajuta copiii cu diabet, care la momentul acela nu beneficiau de senzor de monitorizare glicemie. Și am reușit să strângem peste 12.000 de euro pe care i-am donat sub forma sistemelor de monitorizare continuă a glicemiei și am ajutat 10 familii să își procure aceste sisteme. Următorul an, acești senzori au intrat în programul național, ceea ce pentru noi a fost foarte important. Știm că n-a fost meritul nostru 100%, dar vrem să credem că am pus și noi acolo o cărămidă la această realizare, pentru că au fost multe asociații care au luptat pentru asta. O altă acțiune a noastră și dragă sufletul nostru, marca Da și eu pot, este campania Acces la Sănătate, Acces la Viață, în care Asociația Pacienților cu Afecțiune Autoimune a fost prin cum spune Rotarina, mulțumim, ai fost acolo alături de noi la fiecare școală și ai vorbit copiilor despre ce înseamnă sănătate și hrană sănătoasă, alături de medici, alături de asistenți, alături de noi. Vrem să credem că a fost un real succes și chiar așa a fost din feedback-ul primit de către școli. Am făcut această campanie în județele Giurgiu și Pelorman cu sprijinul OMV Petrom. Au fost cam 22 de comunități, un număr destul de mare de elevi, aproximativ 500 de elevi din toate aceste școli. Au fost doi ani la rând plini de succes, iar anul acesta, dată fiind perioada acestei pandemii, am încercat să o facem online, chiar ne-a ieșit. De data aceasta, numele proiectului s-a numit Deplasează-te în siguranță și protejează și mediul, care, bineînțeles, a implicat și bicicletele. Întrebările pe care le-am pus elevilor, am constatat că mai mult de jumătate merg pe bicicletă, ceea ce este extraordinar. Deci încă se face sport și mișcare în România. Asta ne bucură foarte tare. Ceea ce vedeți în poze sunt imagini din turele noastre, de la plecări din Parcul Zbor din București. Sunt interviuri în orașele în care am poposit pentru o noapte, unde ne strigam cu tărie și ne strigam un foi pentru introducerea senzorilor de monitorizare continuă
și pentru a fi, cred eu, un exemplu pentru persoanele cu diverse afecțiuni să facă sport, să facă mișcare. Acolo unde mă vedeți cu pâine, o pâine mare în brațe și cu niște flori, este de la finish-ul unei ture, Intra-Carpation, dacă nu mă înșel, interiorul Carpaților, iar acolo m-au așteptat persoanele apropiate din asociație, din Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, cu acea pâine mare, cu floricele și cu, dacă mi-aduc bine aminte, încă două pâinici mai micuțe sub formă de porumbel. Da. Sub formă de porumbel. A fost o așteptare pe care nu o să o uit niciodată. Vă mulțumesc încă o dată și se pare că am făcut bine din moment ce lumea ne-a îndrăgit și ne-a așteptat așa. Mulțumim! O altă tură despre care vreau să vă spunem puțin așa, pentru că au apărut aici pozele, a fost Go West, care a însemnat 1000 de kilometri pedalați de la Sulina la Beba Veche, cea mai estică, respectiv cea mai vestică localitate din România. A fost o tură extremă, pentru că a fost foarte cald, am avut temperaturi și de 50 de grade la un moment dat la nivelul asfaltului, iar primele 3 zile au fost foarte grele. A fost pentru prima dată când Găbița a ajuns la limită, chiar mi-a spus la un moment dat că nu crede că reușim să terminăm. Dar faptul că suntem, cum spuneam, un exemplu, sau mai ales ea este un exemplu, a făcut-o să nu renunțe. Mai ales că pe ultima porțiune, în ultima zi de pedalat, ne aștepta un tânăr care atunci avea 13 ani, diabet tip 1, un puștin din Arad, Bogdan, care era pregătit să pedaleze cu noi și nu puteam să-l dezamăgim. A trebuit să mergem mai departe, am strâns din dinți și totul a fost bine până la final. Poate că și numele pe care îl are asociația noastră ne-a ajutat, dar și eu pot, nu poate renunța. Anul acesta, Bogdan, de care vă spuneam, a pedalat cu noi și chiar am avut ceva probleme că nu reușeam să-l convingem că o tură de 1000 de kilometri este destul de grea pentru un copil de 13 ani. A fost frumos că la un moment dat, în discuțiile cu mama lui, vorbea Gabi cu mama lui și încerca să găsească diverse argumente să-l convingă și la un moment dat chiar Bogdan a sunat-o pe Gabi să-i spună: de ce nu vreți să mă luați? Că eu pot să pedalez 1000 de kilometri. Pentru că anul acesta, chiar dacă a fost pandemie și, mă rog, am încercat să limităm, chiar n-am avut întâlniri, totuși am făcut tura pe care ne-o propusesem, am făcut Dunărea de la intrarea în România până la vărsarea în Delta și am semnat 1000 de kilometri pedalați în 14 zile. Dar am făcut și proiecte în casă, am numit noi Stai Acasă, Ai Grijă de Tine, am avut doi traineri profesionali din care au făcut mișcare, au făcut exerciții de fitness, Zumba, pe Zoom, online. Și am învățat să folosim și calculator, am învățat să folosim și camera, a trebuit să ne adaptăm. Caravana de care vă spunea Gabița mai devreme s-a mutat la noi în birou și am făcut-o online. Am avut 150 de elevi în platforma Zoom. La un moment dat atinsesem limita, pentru că au fost mai multe zile. Într-o zi am atins limita de 100 și chiar ne-a bucurat, pentru că ei făcând acum școală online a fost altceva. În această prezentare pe care am avut-o a intrat în direct și Radu Poltineanu, care acum este în Noua Zeelandă și străbate în Noua Zeelandă împreună cu prietena lui pe jos și cu bicicletă.
De asta pe noi nu ne-a oprit nici pandemia și nici situația actuală și cu siguranță nu ne vom opri. Ce nu am spus mai devreme este faptul că noi mai aveam programat în această vară o tură. Se numește Creasta Făgărașului. Crista știe foarte bine despre ce este vorba. Pentru că abia așteptam cu toții să plecăm în acea tură. Sunt undeva la 80 de kilometri de creastă. Străbatem creasta Făgărașului undeva la 10 zile, parcă pusesem noi, cu dormit la cort. Crista urma să-și ia chitara cu ea, să ne încânte în fiecare seară. Aveam invitații și din afară și din țară, persoane dulci și nu numai. Țin minte că am vorbit la un moment dat și chiar am făcut un interviu acum recent de ziua diabetului cu o persoană dulce, se numește Jerry Gore, este un dulcinel din Marea Britanie. Iar în cadrul evenimentului nostru Provocare și Voință 2, online, de data aceasta, ne-a povestit despre ce face el și cum a reușit să nu își lase diabetul să-l conducă. L-am mai avut invitat în această campanie pe Roddy Riddle. Vă spunea Cristi mai devreme despre el. Este un alt dulcinel din Scoția și ne-a povestit prin Zoom cum reușește el să treacă prin această pandemie și cum își ține moralul dedicat, iar glicemiile în ordine. Pe ei trebuia să-i avem și pe Creasta Făgărașului. Din păcate, a trebuit să amânăm, Crista, amânat, nu... Perfect, adevărat, amânat. Normal. Exact. Sperăm din suflet ca anul viitor să plecăm în această aventură și să fim un exemplu, din nou un exemplu pentru cei care vor să-și depășească limitele. În această campanie noastră online am mai avut un prieten foarte bun biciclist, Adrian Alecu, în paranteză Sadicu, așa îi spunem noi Sadicu, pentru că este un sadic, se aruncă cu capul înainte ca să-și depășească limitele, nu îi se întâmplă nimic, din fericire. Iar la finalul interviului cu el pot să vă zic doar că s-a terminat cu niște lacrimi în ochi. Aici o să-mi permit eu o paranteză. Da. Aceste interviuri le găsiți pe pagina noastră de YouTube. Foarte interesant este discuția, cu Adriana Lecu, de care vă spunea Gabi. Acolo, dacă o să-l ascultați, o să vedeți că de la o persoană cu un prediabet și, mă rog, ceva probleme cardiace, a ajuns să fie pe locul 2 în rândul cicliștilor randoneri din România. Ciclist randoner înseamnă care parcurge brevete care ajung și până la 1200 de kilometri. Este wow povestea lui. Eu am avut plăcerea să pedalez cu el 600 de kilometri în cadrul unui brevet, 600 de kilometri în 3 zile. S-a pedalat ce zi și noapte. Și am avut ocazia să discut cu el mai multe. E de urmărit interviul, vă spun. Sunt niște povești foarte interesante acolo. Scuze. Sunt niște exemple de viață, sunt niște povești și tocmai de asta încercăm să vă povestim toate astea dintr-un simplu motiv. Trebuie să ne ridicăm de jos, trebuie să fim puternici, indiferent de ce diagnostic avem. Atâta timp cât ni se permite cât de cât medical și dacă avem acea voință interioară de care vă spune Crista mereu și vă încurajează să vă ridicați acolo din canapeaua aia, vă îndemnăm și noi să fiți puternici și să vă ridicați din canapea, să vă aduceți visele la realitate, pentru că doar așa putem avea un zâmbet pe față și putem trece mult mai ușor peste o durere. Este o începătură în cazul meu. Am încercat să facem o campanie în cadrul Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, tocmai pe acest motiv.
știm cu toții că avem familia alături, soțul, soția, copiii, ne sunt alături, dar nu știm exact ce simt ei despre ce simțim noi atunci în momentele în care ne doare, ne simțim rău. Și atunci, împreună cu Rozalina și fetele Spiridușii Asociației, încercăm să facem o campanie. Eu am strâns câteva mesaje, dar vreau să avem mult mai multe mesaje, în care să spunem, să spună aparținătorii, e un cuvânt mai pompos, așa să zic, familia, cei care ne sunt aproape, să-și spună părerea despre diagnostic. Iar eu am aici două mesaje, de la fiul meu Paul și unul de la Cristi, aici pe față. Pe cel de la Paul o să vi-l citesc eu. Pe cel de la Cristi cred că o să vă poată spune el mult mai bine, pentru că este de față. Și vă încurajez pe cei care faceți parte din familie cu persoane autoimune să ne scrieți acele mesaje scurte, ca să putem să facem această campanie drăguță și plăcută și liniștitoare. Mesajul este de la fiul meu Paul și spune cam așa. Eu nu știu cum e să îndure atâta înțepături în fiecare zi, dar când o văd pe mama mea că se înțeapă, îmi pare rău. Mă scuzați? Sunt puțin emoționată. Mama mea are o boală de care încă nu poate fi vindecată, dar cu toate astea, dacă te uiți din exterior la ea, nici nu-ți dai seama că ar avea vreo problemă. Mama mea are diabet tipul 1, mă scuzați din nou, de mult timp și eu cu tata încercăm să o protejăm cât de bine putem. Din punctul meu de vedere, să trăiești lângă o persoană cu diabet nu este greu. Diferența face că trebuie să fii cu puțin mai atent la persoana care are așa ceva față de o persoană sănătoasă și să fii alături de ea. Asta face diferența. Asta a spus fiul meu despre ce crede el și cum vede el situația mea. Să mănânci prăjituri pe furiș. Ceva de genul. Da, după cum vă dați, eu am fost destul de implicat în ce facem noi aici. Nu e singură, n-a fost niciodată singură. De multe ori am început să fiu și eu întrebat în cadrul întâlnirilor pe care le avem dacă am și eu diabet. Sincer, am început să mă port de parcă aș avea. Nu mai dau seama care dintre noi are. Da, din păcate nu simt ce simte ea și nu pot să spun exact despre ce e vorba, dar știu destul de multe. Am început să simt când are glicemiile în afara limitelor, și după comportament, și după cum respiră, și după cum transpiră, și mai ales după cum miroase. Adică e foarte important să te implici în afecțiunea pe care o are cel de lângă tine. Da, din păcate văd aici un mesaj de la Toma Andreea că nu toți avem pe cineva alături. Într-adevăr, și tot ea continuă că de aceea mă bucur mult că existați voi cei de aici. Păi asta vrem să facem. Să nu îi lăsăm pe cei care au anumită afecțiune să fie singuri. Și de aceea suntem noi aici și încercăm să fim un exemplu. Până la urmă despre asta e vorba, că se poate cu voință și sprijin, se poate trece peste condiția pe care o ai. Cam asta am avut noi să vă spunem. Văd că avem o întrebare aici. Gabriela ne întreabă, cred că pe tine, Gabi, dacă v-a fost frică, teamă, dacă se întâmplă ceva, dacă pe trasee în afară orașului vi se făcea rău sau a fost vreo problemă de sănătate. Nu cred că am plecat niciodată cu gândul ăsta că o să mi se întâmple ceva. Am creionat atât de frumos proiectul și atât de bine ni l-am pus la punct, pentru că, da, trebuie să ne punem la punct din toate punctele de vedere, încât nu mi-a fost teamă că s-ar putea întâmpla ceva. Știam exact câți kilometri, chiar o să spun că îl stresam puțin pe Cristi pe tema asta dimineața, înainte să plecăm în etapa zilnică, pentru că știam exact câți kilometri avem de parcurs, știam exact unde vom ajunge seara, știam exact tot ce trebuie făcut.
De asta cred că au și trecut atât de repede zilele din turul României, pentru că atunci când am ajuns la final, ne uitam la celălalt și ne-am gata, s-a terminat, 30 de zile, atât de repede au trecut, pentru că nu am avut timp să ne gândim la prea multe. Traseul era foarte bine pus la punct și trebuia să știm exact ce și cum. Și atunci n-am avut nicio clipă de teamă. Să știți că țara noastră este încă o țară sigură, nu te atacă nimeni pe stradă, mai ales că am mers doar ziua, noaptea ne-am odihnit. Nu a fost teamă nicio clipă. A fost foarte frumos și vă încurajez să faceți nu 30 de zile cât am făcut eu, că la un moment dat eu credeam că nu sunt pe treaba mea, că am plecat într-o asemănătură, dar măcar și jumătate de oră pe zi să facem mișcare. Dacă am vreun regim anume alimentar, nu, o persoană cu diabet tip 1 poate să mănânce orice, evident când ne măsurăm glicemia înainte, dacă este nevoie facem insulină, dacă nu este nevoie nu facem insulină, mâncăm și abia după aceea facem insulină. Pot să mănânc dulce, pot să mănânc absolut orice, dar cântărit. Și având grijă la glicemie. Este foarte important să ne, important să ne ținem glicemie la linie. Da, mulțumim mult. Cam asta am avut noi să povestim. Am putea să povestim mult mai mult. Pe noi ne găsiți pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Spuneam, avem acele interviuri care credem că sunt interesante. Mulțumim mult, Rosalina, pentru invitație. Stai așa, nu plecați nicăieri, că mai aveți întrebări. Ia zi, Crista. Aici suntem. Hai că sunt pe voi. Crista. Da, am văzut și eu întrebarea Gabrielei. Aveți un regim alimentar și mi-aș dori să am și eu atâta energie. Acum, serios, Gabi, când pleci la drum, te simți așa încărcată, Duracell, cu energie? Nu, pleci la drum. Îți propui să faci ceva și dai tot să ajungi la capăt, să realizezi. Bănuiesc că și tu, ca și mine pe munte, la un moment dat simți că, dar nu mai vreau. Eu când sunt așa, zic, dar mă pun în fund și încep să plâng. Dar nu rezolv nimic. Măcar te descarci, știi cum e, știi? Și pe urmă o iei din nou la pas. Uit cum afirmația lui Cristi când a zis am aflat și eu că nevasta mea știe să înjure. Asta vreau să spun și nu cred că mă înjura neapărat pe mine, dar... Nu. Situația, situația. Nu repetă, știi? Păi, și eu din filmulețul, în clipul cu urcatul pe munte, am lăsat au și vai, restul am tăiat, că trebuia să bag cu bip. Exact. În clipele când intram live pe Facebook, mă anunța, vezi că intrăm live, vorbește și tu. Vezi ce spui? Suntem la televizor. Am un prieten care îmi spune că, zice, tu când vorbești despre turele de munte și despre tot ce faci, pare așa de ușor. Adevărul e că de multe ori nu este. Da, uite, aici știu că am avut o discuție anul ăsta cu cineva care a pedalat alături de noi primele trei zile, cu Dorina, mama lui Bogdan, de care vă spuneam puțin mai devreme, pentru că unii au început să ne întrebe, dar voi vă duceți în concediu, vă plimbați, mergeți pe bicicletă. Și anul ăsta a mers alături de noi și a văzut că nu e așa. Deci chiar nu e, e plăcut într-adevăr, nu pot să zic că e neplăcut, că nu facem ceva ce nu ne place, dar ușor nu este, să, nici pentru mine care nu am nicio afecțiune, nu este ușor să stai în șa 8-10 ore pe zi. Și nu numai asta, e vorba nu numai că stai în șa, dar este foarte cald, de multe ori ajunge temperatura la 60 de grade la asfalt. Mai sunt și acele urcări de care povestea Cristi și care sunt o plăcere deosebită pentru mine să le urc și când ajung sus în coastă, numai el știe, așa. Dar, da, nu este, nu plecăm în concediu, plecăm într-o tură pe care vrem să o ducem. Este nevoie de efort. Să o ducem, evident. Și tocmai de asta le și povestim.
să încurajăm și pe ceilalți, să vă încurajăm pe toți, să faceți... Așa este. Și că sunt foarte de acord cu voi cu, și ar trebui să facem ceva, o implicare mai mare în ceea ce ați spus cu aparținători, cu familia. Pentru că mai e o vorbă, dacă cineva în familie are cancer, toată familia are. Dar nu se aplică doar la cancer. Dacă cineva din familie e bolnav, toată familia are o problemă. Și eu acum am și același regim ca și mine, adică regim, mult spus, adică orele și, de masă le și da. Și tu și eu, pentru că și eu am avut, a fost nevoie, dacă n-am mai mers 17 ani pe munte, a fost nevoie să apară un nebun în viața mea, să mă ia cu japca, să mă ducă în creastră, să mă susțină. Pe tine te susține Cristi. Dacă cei din jur, cei din familie ar susține mai mult bolnavii să se ridice din canapea, toată familia ar avea o viață mai bună. Clar. Pentru că, în primul rând, o boală înseamnă nu mai pot să fac diverse. Dar dacă cei din jur ne ajută, putem mai mult decât credem. Dar trebuie e bicicleta albastră. Da, da, uite, albastră. Hai, Rozalina, când or să iasă iar cu bicicletele prin țară, facem și noi. Dar suntem aici la oară, că jurate băzi de ea, ne ducem și o scoatem din casă, adică... Mă bag și eu la vreo 10 km, dar numai să fie pe drum drept. Pe drum drept. Prima dată pe drum drept. Urmă mai vedem. Întotdeauna. La Mediaș nu ai 10 km de drum drept. Să știți că fac și eu ture cu bicicleta, am prins curaj. Da. Da. Mai merg și prin pădure, când e un pic de pantă, merg pe lângă, aia e. Foarte bine. Și mersul pe lângă bicicletă este tot un fel de sport, pentru că împingi bicicleta aia, adică... Da. Și da, de-abia aștept să treacă pandemia și să o luăm la păpucit creasta făgărașului. Da, da, neapărat. O să o facem. Ia că am și eu o întrebare. S-a tot auzit în timp ce vorbeați și voi vorbeați liniștiți și pacifiști și să auzea un sunet, un țâria ceva acolo. Ce țâria? Ia arătați-le oamenilor. Glicemia mea se auzea, Lucian. Glicemia nu țârie, mi-a zis mie doamna doctor. Ce țârie la tine la glicemie? Cum țârie, mai ales noapte țârie. Glicemia mea se auzea, cu toate că eu am telefonul dat pe silent ca să nu sune nimeni. Aplicația glicemiei nu știe ce are silent. Aplicațiile astea n-au buton de silent. Stai, ce aplicați? Spuneți-le la oameni, că oamenii nu știu și cred că e important pentru toți care au diabet de tip 1, deci sunt autoimuni și sunt și în această asociație, să înțeleagă ce folosiți voi acolo și cum vă ține sănătatea sub control. Eu folosesc un senzor de monitorizare continuă, acesta este. Este aplicat subcutanat și printr-o aplicație pe telefonul mobil îmi arată glicemia din 5 în 5 minute. Mi arată și un trend al glicemiilor, ce este extraordinar, pentru că pot să văd ce are de gând glicemia mea să facă și pot să acționez din timp. Dacă este o hiperglicemie, o să-mi fac puțină insulină, depinde cât îmi arată, sau dacă este o hipoglicemie, iau ceva dulce sau o cireașă, o zi știe. Da, deci trebuie să recunosc că pe noi ne-a trădat într-o zi la birou faptul că mâncam cireșe, ne-a trădat senzorul ăla și aparatul ăla pe care îl poartă Gabriela, pentru că mesajele cu glicemia nu intră doar pe telefonul ei, intră și pe telefonul lui Cristi ca să știe ce se întâmplă cu ea. Dacă a mâncat Gabriela cireșe, i-a pingănit telefonul lui Cristi, care a și sunat imediat să vadă ce se întâmplă. Exact. Adică... Și ce vedeți acolo este ce glicemia mea de pe telefonul lui. Avantajul acestor senzori este că nu trebuie să mai te înțepi de 100 de ori pe zi, exact, ca să-ți măsori glicemia și vezi din 5 în 5 minute dacă ea crește, scade și poți să-ți faci... o doză de tratamentul, da. Ceva în funcție de situație, pentru că chiar aveam o discuție zilele trecute cu prietenă care avea o prietenă care i s-a făcut rău. Nu avea aparat de monitorizare și pe seamă că nu stai să n-ai cum să-ți măsori glicemia din jumătate în jumătate de oră.
cum? A fost atentă la semne că i-a scăzut glicemia și a făcut o criză de hipoglicemie. De asta sunt utile aparatele astea. Uite, am întrebări despre ele. Spune-le mai multe oamenilor unde se găsesc acești senzori și cum. Da, din păcate nu se găsesc în farmacii. Văd aici o întrebare. În România, oficial, este o singură firmă care aduce acest senzor de monitorizare glicemiei. Sunt băgat și în programul național pentru copii și tineri. Pentru că spuneam că au reușit să intre și în programul național, această firmă este Medtronic, deci oficial ei sunt, dar mai sunt și distribuitori care aduc, unii dintre, mă rog, unul este partenerul nostru, CGM Dexcom din Craiova, care este distribuitor de Dexcom și se pot cumpăra de la ei online. Deci în farmacii, din păcate, nu se găsesc, dar se găsesc în România, deja sunt folosiți, deja sunt mulți medici care știu să îi folosească și recomandă. Tocmai asta a fost și un punct pe care l-am atins noi în turele noastre. Am stat de vorbă cu oameni și le-am povestit despre aceste sisteme evoluate, avansate de monitorizare și, mă rog, mai sunt și pompele de insulină despre care s-a vorbit tot la Lucian acum câteva zile. Da, o să vă dăm, doamna Toma Andreea, o să vă dăm link-ul, da, îl găsiți pe pagina noastră. Da, o să dacă sunteți o persoană cu diabet tip 1, puteți să vorbiți cu medicul diabetolog. Pașii care sunt medicii vor face un dosar în care se conțină diverse acte, printre care analizele și acea analiză hemoglobină glicozilată, care ne spune glicemia în ultimele 3 luni. Acel dosar se depune la Casa de Asigurări de Sănătate, iar cei de acolo o să vă anunțe când vi se aprobă acel dosar și o să puteți intra în posesia senzorilor de monitorizare continuă și încă un dosar pentru pompa de insulină, dacă sunteți diabetic tip 1. Dar, din păcate, cum vă spuneam, pentru copii și tineri, din păcate, pentru adulți, se aprobă mai greu. Dar trebuie depus pentru că, uitați, mai ales acum la sfârșitul anului, se pare că au rămas ceva fonduri și, din câte am înțeles, se aprobă și pentru adulți. Adică Gabriela de câteva luni de zile a intrat în programul național și pentru senzor și pentru pompă. Deci nu e imposibil. Fonduri încă mai sunt, dar știți cum e cu casa, că rămân bani acolo. Aici alte discuții. Rozi, nu mă bag în discuția asta, că ești profesor. Nici eu nu mă bag în discuția asta, dar nu știu ce bani mai iau. Și mai e și vineri astăzi, așa că nu are să... Da, ne pregătim de un weekend prelungit. Da. Vă mulțumesc din suflet, sunteți frumoși, sunteți puternici, sunteți o echipă. Să știți că puteți face echipe nu numai cu partenerul de viață, că se mai întâmplă să n-ai pe cineva să te susțină. Dar puteți găsi, cum a spus Crista, un prieten apropiat cu care să faceți, să ieșiți, să vă plimbați, să alergați, să mergeți pe munte, să vă dați cu bicicleta, să mergeți la not, că sunt, depinde unde locuiți, în bazine de not și așa mai departe. Să faci mișcare nu e greu, trebuie doar să vrei, atâta tot. Da, am văzut și eu acel comentariu în chat. Nu toți avem pe cineva alături. Și eu sunt singură. Nu am pe nimeni alături. Și vă spuneam mai devreme că o să... Am mai fiară acolo, am văzut. Am o fiară, da. Acum doarme și... V-am spus că o să-mi cumpăr casă și fiul meu a zis: mami, dar ești singură? Zic, și în oraș sunt la fel de singură. Zice, păi și când ți-e rău? Nici în oraș nu chem pe nimeni imediat când îmi e rău. Decât atunci când e foarte... Nu toți avem pe cineva alături, dar putem să ne găsim prieteni apropiați, care oamenii de multe ori vor să ajute. Dar trebuie să le dăm voie să ne ajute. Așa și aici este o problemă. Așa este. Și încurajarea cu hobby-urile. Deci, mi-a promis aseară că o să facă filmulețul și o să vă învețe cum să faceți turtă dulce. Deci stați pe aproape că în zilele următoare învățăm cum e cu turta dulce. Deci, la fel. Nu este nouă așa artistic cum îți iese ție, dar... Nu le-am făcut artistice, crede-mă, pe mine chestiile astea mă țin tot cât e un proiect. Să mă vezi acum
Hârje nu e altcineva să mă filmeze, pentru că sunt singură, dă-i și pune GoPro-ul și scoate GoPro-ul și frământ aluatul și mai ia cârja să faci doi pași, pentru că sunt încă în cârje, știi? Atunci mama ta, Rosalina, mai pus să fac videoclip cu turele. Dacă mai îmi intră și asta mică printre picioare... O faci pe ea o turtă mai mare, dulce. Dar nu mănâncă cârjele. Nu, bine, dragilor, haideți să mergem mai departe. Ne vedem la mai, un pic mai târziu să socializăm și să povestim și de turte și de toate cele care le facem. Bine, pentru că să mergem mai o departe. Pentru că o văd în live cu Aurora. Bravo, asta vreau să fac.